Bună ziua, dragii mei! O să vă fac un rezumat la capra cu trei ies, varianta mai nouă, poezie. O fost odată cam povești, o fost ca niciodată, trei ies mici și cucuieți și aveau pe una capră. Și iezi cucuieți erau cam dita mai vlășgani, erau de prin Vaslui, Blejești și din Cârjani. Și din povesti lupul rău, băiet bun și cu minte, pe numele lui Viorel, cu cel mai frumos dinte. Și se distrau cel mai frumos, ca în toate basmelele, când capra dansa la ieduț, pe muzică manele. Dacă capra e și retă e, și retă ca o vulpi, că dacă vrei să o păstrezi, trebuia să o legi în curte. Dar într-o zi dânsa au zis, în pădurii mă duc, să iau ceva de aligurii, că am rămas fără suc. Să nu deschideți, dragii mei, până nu vin cu sucul, că dacă vine Viorel, vă cam mănâncă lup. Vă lăs parola, dragii mei, să o rețineți bine și până nu auziți, nu deschidiți la nimeni. Asta e parola. Sunt vulpița cea șucară, mă știe întreaga țară, mă știe întreaga țară. Da, după colț, lupul ieși când ea abia dispăruse și și-o schimbat voșa puțin și le-o cânta la ușă. Deschideți, dragii mei, ieduți, hai repede acușa, că dacă nu, lupul cel rău, vă rupi dracu ușa. Și ei fiind o leacă bleji, o crezut animalul și i-o deschis ușa la lup și a început scandalul. Când capra s-o întors cu suc și în pahar vrut să toarni, apare el, lupușel rău, și bam, o e la palme. Dar tu nebunul mă înșeli cu ieză ăștia fată, dar nu cu unul, nu cu doi, și cu chiar trei odată. Și atunci capra se supără, cum era e cochetă, pe tine am să mă răzbun și am să te fac vedetă. Și la televizor mă duc să afli părinții noștri că există o emisiune acum ce exploatează proștii. Și acolo dânșul a ajuns, s-o porcăit o groază și la român chiar le-a plăcut, că asta îi distrează. Sunt vulpița cea șucară, mă știe întreaga țară, mă știe întreaga țară. Concluzia este, dragii mei, că trebuie să crezi în tine și clar trebuie să cu trei ca să o duci mai bine. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe Facebook, pe YouTube și dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți pe Patreon sau cumpărând tricourile noastre de pe t-shirtfactory.com. Aveți link pentru toate în descriere. Mulțumim frumos! Mulțumim!